Like this? I don't know. Yes. You look at me. Adrian, Claudiu și Catalina, să împărtuiască în viața lor ceea ce au primit
domnește în mine Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. Mă rog să luați loc. Mirele vă aștept în mare tot. Mai să greci animalele domestice și toate lucrurile să faci. Și toate mesele care se trăiesc pe pământ. L-a făcut pe Dumnezeu pe omul după tipul și asemănarea sa. El a creat bărbatul și femeia, Dumnezeu ne cuvântând zicând: fiți rovnici, înmulțiți-vă, umpleți pământul și mieți. Stăpâniți peste pești, mări, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate nefretele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a privit toate cele pe care le făcuse și, iată, erau foarte bune. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu! Să fii la loc? Fericit și care suntem de Domnul și umblă pe greile sale. Atunci te bucuri de lucrurile tale, ești fericit și toate îți merg bine. Iar așa este ta, cel care se teme de Domnul. Soția ta este ca o viță roditoare pentru casei ta. Copilul tăi ca vrăstarea răzvinului împrejurul mesei ta. Iar așa este ta, cel care se teme de Domnul. Iată așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvânteze Domnul din Sion ca să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale. Iată așa este binecuvântat cel care se teme de Domnul. Va urma acum lecția a doua. Rai, Sfântul Secundării. Îți încredințezi viața în mâinile celor.
Și când te căsătorești, nu e o persoană, dar pentru părțile care îți plac din acea persoană, pe anumite bucățele sau părticele care îți plac din acea persoană, ci cu toate calitățile și poate defectele care sunt și încerci să le armonizezi ca să formezi din doi unul singur, să formeze din două persoane un singur trup. Așa cum le spune și rândirea, cum le spun și lecturile. Am spus că merge de lungul de loc de ușor, pe care pășiți, dar puteți parcurge dacă aveți așa credință și veți avea pe Dumnezeu în mijlocul vostru. Nu dau așa cu toții cu scopul căsniciei, sunt copii, da? Dacă vă trebuie să ne și viața, iar Dumnezeu, cât de curând, să aveți și voi după cine s-a legat să fiți atenți. Dar toate la timpul lor. Cereți lui Dumnezeu să vă binecuvinteze și să aveți încredere în unul în celălalt. Pentru că este cel mai important. Dacă voi doi vă vreți binele, puteți învinge orice obstacol din viața voastră și puteți să mergeți pe drumul acesta cu fermitate și cu mult curaj. O să trebuie să spun câteva cuvinte și în engleză, pentru că termina ca să fie mai ușor, da? Try to say some words also for you to understand. Yeah. It's very important to start in our life together today to have Christ in the center of your marriage. With Christ in your heart and in your family, you can overcome all the obstacles. You need to have faith, you need to have courage, and to ask from God to give you the strength to fulfill this special vocation, which is marriage. If you trust one another and you put your life in His hands and His life in His life, together, you can arrive at the end of the pilgrimage in the Kingdom of Heaven. It's very special today, today, and my advice is take a few moments and look at each other and imprint this image, today's image, in your hearts and in your mind. And 25 years' time, 50 years' time, to look at each other and to see the young person you married, the lovely person you married, and the person you love very much. Also find the time to tell one another, maybe every day, every couple of days, I love you. It's very important just to make it clear that you love one another and you need this testimony of love. So open your heart. Let me faith and ask for God to give you the blessing. Choose a patron saint for your family to intercede for you. And always you can prepare in the church you are home and God loves you very much. And if you cooperate with Him, He will help you to fulfill all your dreams. Now we continue with Casa Domnului, pentru ca voința voastră a avea căsătoria în fața slujitorilor bisericii și a comunității să fie în legile Domnului, pe cele s-a schimbat. Hristos binecuvântează în belșug dragostea voastră conjugală. Pentru a rămâne mereu fidel în lapia și pentru a ne putea deplini cu celălalt la dorirea căsătoriei, El îmbogățește și întărește cu un sacrament deosebit pe cei pe care ar consacra deja cu Sfântul Bărbăț. De aceea vă întreb înainte de zi și scrutințele voastre. Adrian va avut o cară în Catalina. Together this church so that the Lord is seen and strengthened in love in the presence of the church's minister and of his community. Christ abundantly blesses his love. He has already consecrated you in that, and now he enriches you by a special sacrament so that you may assume the duties of marriage and mutual and lasting fidelity. And so in the presence of the church, I ask you to state your intentions. I shall now ask you if you freely undertake the obligations of marriage and to state that there is no legal impediment to your marriage. Are you ready, freely and without reservation, to give yourselves to each other in marriage? I am. Are you ready to love and honor each other as man and wife for the rest of your lives? I am. Are you ready to accept children lovingly from God and bring them up according to the law of Christ and His church? I am. Now I invite you to declare your intentions.
I do solemnly declare that I know not of any lawful impediment why I, Adrian Claudiu Purcaru, may not be joined in matrimony to Caterina Macova. I do solemnly declare that I know not of any lawful impediment why I, Caterina Macova, may not be joined in matrimony to Adrian Claudiu Purcaru. Since it is your intention to enter the marriage, declare your consent before God and His Church. Adrian Claudiu Purcaru, will you take Caterina Macova, here present, for your lawful wife, according to the rite of your hope of our Holy Father, the Church? I will. Caterina Macova, will you take Adrian Claudiu Purcaru, here present, for your lawful husband, according to the rite of our Holy Mother, the Church? I will. Deoarece este hotărât să înviez de Domnul Sfântul Căsut, dați că mână dreaptă și exprimați-vă consimțământ în fața lui Dumnezeu și a Bisericii sale. I call upon this person here present to witness that I, Adrian Claudiu Purcaru, to take the Caterina Macova to be